Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Pentru că azi e despre ghetuțe, îți vorbesc și eu tot despre asta. Dar nu despre cadourile de Moș Nicolae, ci despre când și cum învață copilul să se încalțe singur. Depinde, în primul rând, ce încalță. Pantofii tăi sunt nu doar foarte interesanți pentru cel mic, așa cum ai observat probabil, dar și foarte ușor de încălțat. E mai greu de mers cu ei, dar merită efortul. E minunat sentimentul de autonomie pe care un copil îl simte atunci când reușește să se încalțe singur. Așa că nici nu mai contează ai cui sunt pantofii sau dacă i-a încălțat corect. Important e să-i apreciezi micuțului aceste inițiative și să-i dai ocazia să le exerseze cât mai des. La noi, după o scurtă și amuzantă etapă în care îmi încălța toți pantofii târând de ei prin casă, cea mică a ajuns acum să vrea să se încalțe fără ajutor cu pantofii ei, care bineînțeles că nu intră în picioare atât de ușor, plus că de cele mai multe ori se chinuie să bage piciorul drept în pantoful stâng și invers. Mie mi se pare și amuzant, dar și emoționant să o văd așa, pentru că nu pot să nu o admir pentru perseverența de care dă dovadă încercând să se încalțe singură, la nici 2 ani împliniți. De reușit, nu reușește încă, dar nici nu am pretenția. Majoritatea copiilor învață să se încalțe singuri abia după 3-4 ani, iar de încheiat la șireturi și mai târziu. Îi poți încuraja însă piticului tău această deprindere, alegându-i încălțăminte ușor de încălțat și de descălțat, cu scai sau cu elastic. Pe scurt, încurajează copilului autonomia, dându-i ocazia să exerseze cât mai des încălțatul și descălțatul singur. Apreciază eforturile și bucură-te alături de el de fiecare dată când reușește. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!